trebuie să moară cineva ca să poată să facă o trecere de pieton. Că dacă nu moare nimeni, atunci nu face. Dacă moare, atunci face să vadă lumea să zică că a făcut pe moment trecerea de pieton. Același lucru mi s-a întâmplat și mie. Un nepot al meu a murit în anul 94. După ce a murit, a călcat o mașină de 16 tone pe cap de la nenorocit. După aceea a fost nevoie să facă trecere de pieton, pentru că au sărit foarte multe persoane pe primarul care era atunci la momentul oportun 94 și până la urmă a făcut o trecere de pieton, pentru că dacă nu făcea trecerea de pieton, se întâmplau mai multe cazuri și mai mulți copii mureau. Și din cauza asta a făcut trecerea de pieton.